însoțit prin vremi mereu, sufletul să ni-l dezmierde, și la bine și la greu, vechiul nostru foaie verde. Emisiunea Tezaur de Folclor își propune să transmită nealterat folclorul românesc generațiilor de azi și de mâine. Pentru că folclorul, dragii mei, este piatra de temelie a neamului românesc. Bună seara, dragi prieteni, și bun regăsit, vă spune Adelin Logofedescu. Este joi, așadar, din nou în legătură directă cu dumneavoastră, din nou alături de cântecul popular și, bineînțeles, în această seară, alături de o artistă îndrăgită de dumneavoastră. Și anume vreau să-i spun în aceste momente bună seara și bun venit alături de noi, doamnei Livia Argintar. Bună seara, Adelin, bună seara, dragii mei, bine v-am găsit. Mă bucur nespus de mult că ați acceptat invitația mea în această seară. De mult îmi doream să v-am prezent aici în studioul de emisie Accent TV și iată, într-un sfârșit, s-a și confirmat această dorință. Măi, Adelin, ca și tine, ca și moderatori, știi foarte bine că timpul este foarte limitat. Astăzi suntem, cum e vorba, la Focșani, mâine suntem nu știu pe unde. Și toată țara. Exact, ăsta e motivul de a întârzia foarte tare ca să vin la tine la emisiune, dar am făcut-o cu tot dragul și cu tot sufletul. Mă bucur că ați făcut-o din tot sufletul și să știți că și dorința mea era de foarte mult timp de a vă avea în cadrul emisiunii de Zaur de Folclor și tare mult îmi doresc și în aceste momente să preluăm un prim telefon. Alo, bună seara! Da. Bună seara! Bună seara dumneavoastră, domnule Adelin, și bună seara doamnei Livia Argintaru. Bună seara! Domnule Adelin, mi-a încântat în fiecare seară de joi seara, numai cu artiști renumiți, artiști de marcă. Nu se poate altfel, să știți. Dar nu pot să vă spun. Doamna Livia Argintaru este o doamnă foarte frumoasă, cu un costum frumos, cu cântece frumoase. Mulțumesc, doamnă, din suflet. Cu videoclipuri frumoase și urez mult succes pe calea cântecului popular. Doamne ajută, mulțumesc. Și eu sunt Violeta Vărzaru din Sarcea și Bibi Piculeasa din Agetoaia. Vă sunăm tocmai din stațiune din Ahericulane. Ne bucurăm. Și vreau să facem felicitări pentru cei rămași acasă, pentru nepoțelul nostru scump și drag, Sebi Nicolas, pentru tatălui Dan Vărzaru, pentru mama Melania, pentru cuscul meu Nicu Piculeasa, care a rămas acasă cu toată gospodăria, și pentru sora mea Lidia Școțelii Vască din Cotofenii din Dos. Pentru dumneavoastră, domnule Adelin, vă felicit foarte, foarte mult cu toate emisiunile care le faceți, cu tot artistic consacrat care ne aduceți, cu cântecele frumoase care le aveți dumneavoastră, domnul Adelin. Să rămână amit de mulțumit. Foarte frumos îmbrăcat în costum național. Vă mulțumesc mult, vă iubesc mult, o seară bună. Să rămână mulțumit de telefon, să știți că și noi vă iubim, pentru că la rândul dumneavoastră ne iubiți și ne apreciați pentru ceea ce facem noi aici. Să știți că pentru dumneavoastră facem tot ceea ce vedeți la televizor din tot sufletul. Doamna Livia, vreau să avem o discuție foarte liberă și cante prieteni. Sigur, cu drag, Adelin. Și vreau să vă întreb că tot a fost o perioadă foarte grea în care nu ne-am prea văzut așa la ochi. O perioadă în care am stat mai pe acasă, cum am stat ascunși. Ascunși, așa. Ce ați mai făcut dumneavoastră în perioada asta? Ce ați mai găsit așa câte ceva de făcut? Măi, Adelin, în afară de cântec. Ascunși. Ideea e că am mers mai departe cu emisiunile, cu festivalul, cu copii, cu activitatea a mers mai așa, mai greu uneori, alteori a fost mai ok. Ce să facem? Mergem înainte. Pandemie, nepandemie, cântecul merge înainte. Cântecul merge înainte și mai vreau să preluăm un apel telefonic. Alo, bună seara! Alo, bună seara, domnul Adelin, dumneavoastră și la invitata dumneavoastră. Bună seara, doamnă! Bună seara! Vreau și eu toate melodiile dumneavoastră din seara asta să fie pentru soțul meu, Costel Motoi, pentru părinții mei, familia din Ca Gheorgheșele, Onora, pentru familia Talabă, Claudiu, Georgiana și Sebastian, și pentru familia Brânzan, Ionela și Cristina Ciortana. Și emisiuni cât mai frumoase! Să rămână mulțumit de telefon, cu tot dragul pentru dumneavoastră realizăm emisiuni frumoase aici la Accent TV și din momentul de față tare mult mi-aș dori să mergem cu cântec mai departe și bineînțeles alături de cântecele invitatei mele, doamna Livia Argintaru.
casul, mi-a crețimit obrazul, n-am avut unică drag, ne-am iubit și ne-am lăsat.
treabă lumea mereu. Cine-o fi micuța meu? E voinicul, vorbă bună, e gagătorul pe urma. Când mă supăr el, mă-mpacă cu vorbe dulci ca să-mi treacă și mă sărută mereu. Să uite necazul meu. Lume, lume, sunt voiasă, mi-a intrat dragostea în casă. Dragii mei, cântecele de suflet aduse în această seară de invitata mea, doamna Livia Gintaru, din inimă pentru inimă, cu drag, din sufletul nostru de români. Doamna Livia, vorbeam puțin mai devreme că am stat o perioadă puțin separați. Vă e dor așa să veniți în atenția publicului pe scenă, în fața oamenilor, de vremurile frumoase. Măi, Aden, în atenția, dragii mei, așa îi spun, pentru că e prietenul meu, lui Adelin Ade. Eu am fost mereu în prezența publicului, dar mi-este dor de spectacole. Mi-este foarte dor de spectacole. Publicul de la televizor, ca să zic așa, da? Am fost mereu în atenție. Ideea e că nu am fost pe scenă. Pe scenă, cred că ne dorim în acest moment toți soliștii să mergem pe scenă, să cântăm pe unde scenă. Unde este cel mai frumos. Exact. Până la urma urmei. Asta fii este aproape de oameni. Și să fii aproape de, exact, de oameni care îți iubesc cântecul. Mă, avem un apel telefonic în acest moment. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Sărut mâna! Bună seara! Bună seara dumneavoastră și invitatei dumneavoastră! Bună seara, doamnă! Vă iubesc foarte mult melodiile, doamnă! Mulțumesc! Cu cine stăm de vorbă? Suflet. Sunt Tatiana de la Râmnicu Vâlcea. Ne bucurăm vă să vă auzim. Vă pupăm, doamna Tatiana. Vă mulțumesc frumos și vă apreciez foarte mult frumoasele costume naționale pe care le aveți. Mulțumesc din suflet. E clar că m-ați urmărit dacă îmi știți costumele. Mulțumesc, da, din inimă, doamnă. Da, atunci la voastră, domnul Adelincă și al dânsului e frumos. E frumos până aici. Ia uitați. Așa. Vestă, cămașă, frumos. Aș dori și eu pentru familia mea. Astăzi seară, vă rog frumos, toate melodiile din seara aceasta. Cu tot sufletul și cu tot dragul, doamna Tatiana. Și vă mulțumesc frumos și să aveți o seară cât mai bună. Doamne ajută și dumneavoastră. O seară frumoasă și din partea noastră, doamna Livia, telespectatoarea noastră mi-a aruncat la fileu așa, fără să vreau o întrebare și vreau în acest moment, așa, chiar mi-aș dori să știu așa, câte costume. A, nu vreau să răspund. Te rog frumos, Adelie. De ce nu? Nu vreau. Foarte multe. De unde le Foarte aveți? Multe. Multe... Moștenite? Primite? Da, asta vreau să zic. Și moștenite și primite barim de la Cloșan, de la Padeș, de unde sunt eu. Foarte, foarte multe costume am primit de la mătușile mele, de la verișoarele mele, chiar și de la cunoscuți. Apoi am și achiziționat, am cumpărat
câteva costume frumoase din zona Doljului. Adică eu mi-am permis, tata fiind de la Gorj, mama fiind din Dolj, mi-am permis să abordez zona Dolj-Gorj în ceea ce privește costumul popular, dar cântecul și vocea, pentru că am această glotă gorjenească și Gorjul e inima mea. Am foarte multe costume de la Gorj. Vreau să reamintim telespectatorii noștri, pentru că dumneavoastră vă trageți ca și loc de naștere de la Padeș. De la Cloșani. Cloșani. Comuna Padeș. Comuna Padeș. Da. De acolo ați plecat dumneavoastră în lume. În lume. Și cu cântecul. De acolo ați evoluat așa frumos într-o altă lume și mai frumoasă. Da, este adevărat, dar pornirile în ceea ce privește cântecul și genul de a modera emisiuni de radio și de televiziune, de aici am plecat, de la Târgu Jiu. Și le mulțumesc din suflet. O să discutăm despre toate acestea după ce mai preluăm un apel telefonic. Alo, bună seara! Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara, Târgu Jiu! Bună seara, da, e ca și pe trebate, pentru pe cine care de anul ați ramuțat și pentru mine care e din Târgu Jiu și de la tot, la toți colegi. Mulțumim, doamne ajută! Cu mare drag, doamna Livia, zic să ne întoarcem la, la discuția așa noastră și vreau în primul rând să vă întreb dacă vă mai amintiți așa primul cântecel care l-ați fredonat. Care l-am fredonat? L-a fredonat în întâmplător școală, sau nu? La școală? Nu am cântat la școală, am cântat sub presiune, eram aici la liceu, la Spiru Harect actualmente, iar colegele mele m-au auzit cântând și colega mea, Magdalena Trămândan, fostă Gianu, care actualmente este profesor universitar la Hiperion, m-a dat în primire, ca să zic așa, dragii mei, și îmi cer scuze, la dirigintă, că eu știu să cânt foarte frumos. Iar eu nu puteam să cânt, că mi-era rușine. Deci aveam niște emoții fantastice. Ca atare, doamna dirigintă m-a amenințat că dacă nu intru în serbare și în spectacol, îmi scade nota la purtare. Și ca atare am început să cânt. Culmea că am cântat un cântec, dragii mei, de muzică ușoară, nici de cum de populară. Apoi am început să cânt muzică populară. Ei, vom continua discuția după ce vom mai prelua un apel telefonic. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Din Banat sunt Ionuț Lădescu, vă deranjează. Nu pot să cred, Ionuț! Mii de îmbrățișări la ție și la toată familia! Vă pup! Mulțumesc din suflet, mulțumesc, doamna Lidia! Să știți că sunt foarte emoționat în portul dialogului dumneavoastră. De ce, Ionuț? Și abia aștept să ne vedem la festival, sâmbătă, la Craiova. Da, sâmbătă, vă aștept cu tot dragul, cu tot sufletul, aștept și pe Casian. O pup pe Ioana, pe domnul Ilie, vă îmbrățișez cu tot dragul. Să rămâniți și să știți că faceți parte din familia noastră. Eu știu, Ionuț. Vă doresc multă sănătate pe viitor, tot așa să vă țină Dumnezeu tânără și vocea minunată. Multă sănătate la domnii moderator, la domnii cameraman și la toată lumea de la dumneavoastră din platou. Mulțumesc, Ionuț, mi-ai făcut o surpriză, chiar o surpriză fantastică. Fantastic! Da. Mulțumesc din inimă! Da. O seară frumoasă să aveți, doamna Lidia, să ne vedem cu bine. Doamne ajută, bine, și vouă. Doamne ajută. Seară frumoasă în continuare, spunea domnul. De la Gran Sebeș este. Domnului, mi-am dat seama că este Bănățean. Spunea dumneavoastră că de un festival care are loc la Craiova și vreau să divulgăm așa și câteva secrete despre ce se va întâmpla la... Este vorba despre un festival pentru copii, Viața Cântecului. De acolo am rupt-o, ca să zic așa, o crenguță și spunem Vocea Tinereții. Ideea e că, dând ani în urmă, tatăl meu, să zicem 35 de ani, a pus pe rol, ca să spun așa, un festival, ceva de genul Cântecul din Valea Motrului, în care laureata a fost în primul an Maria Loga și în al doilea an eu. Dar, ați văzut? Da, i-a dat prioritate Mariei Loga. Pentru că era Maria Loga, iar eu eram fata președintelui Comitetului de Cultură și apoi se traduceau că mi-a dat mie trofeu pentru că eram fica. Și ca atare a renunțat la mine și a dat Mariei. Ideea e că eu am admirat-o foarte mult pe Maria, deci merita din plin. Te pup, Maria. Ei, da, mai primul apel telefonic. Alo, bună seara! Bună seara, toată stima! Bună seara! La Curești, Comuna Bătățară, județul Gorj. Oh, ce frumos! La telefon, îi mulțumesc foarte mult și dumneavoastră toată stima și respectul meu. Mulțumim! Ai dorit pe doamna Livia dumneavoastră, doamna... Livia. Are ce volum, ultimul volum acum?
ce scoate pe piață? În Târgu Jiu, Mutrum, Creava, în Pic, în Cărbunești. Așa. Vreau să dau certificate pentru dumneavoastră, să vă ia două sfântări multe, pentru tatăl meu, Doamne, pentru brațul meu, pentru meteorul și vă rog frumos, doamnă Neagăm, vă rog. Ai dorit mereu frumoasă, așa cum ești tare frumoasă, sănătate multă. Să rămână, mulțumesc. Și ai fericire și nu dânsul, e luamul tata aia. Da, da, da. Numai și-a lăsat-o să mai crească puțin. Vă pup, toată schima. Vă pupăm și noi, numai bine. O seară excelentă în continuare să aveți și dumneavoastră. Spuneați acolo, vorbeam de festivalul de la Craiova. Da. Vreau să știu dacă aveți categorii sau... Este pe categorii de vârstă, pe secțiuni, dar eu cel puțin am hotărât pe muzică populară, secțiunea cea mai importantă. Pentru că la ușoară, chiar dacă aud și aud bine, nu aș ști și nu m-aș pricepe ca să pot să punctez sau depuncta un interpret. Ca atare mergem doar pe muzică populară și dans popular. Se mai cere acum la festival și doină și un cântec? Da, într-adevăr. Sau... Sigur că da, dar doina de la o anumită vârstă. Adică eu un copil de 10 ani nu pot să-i cer să-mi interpreteze o doină pentru că nu are cum să interpreteze. După 18 ani, da, trebuie să abordeze obligatoriu doina. Credeți dumneavoastră că folclorul în momentul de față este pe mâini bune? Avem tineret care să ducă mai departe tradiția și obiceiurile noastre strămoșești, de ce nu? Pentru că suntem români adevărați și tradiția nu ar trebui să se piardă niciodată. Măi Adelin, da, într-adevăr, sunt copii foarte mulți talentați în țara asta, foarte mulți. Problema e că nu știu dacă toți care în acest moment cântă, să zicem că peste 10 ani îi vom întâlni ca fiind artiști sau la început de drum, nu sunt convinsă. Pentru că se mai pierd pe drum. Exact. Dar care ar fi cauza? Diversi factori influențează, eu știu, școala, părinții, chiar pandemia, că nu se știe ce va fi și ca atare noi trebuie să ne orientăm către o meserie care nici în ziua de azi, nici meseria nu mai e sigură, dragii mei. Nu știm ce să mai muncim, reconversie profesională și așa mai departe. Meseria nu e sigură, dar următorul telefon este cu siguranță alături de noi. Alo, bună seara! Alo! Sângeta, doamna Adelin! Bună seara! Bună seara, doamnă! Sângeta! Da, doamna Geta! Da, pentru doamna Livia? Da, doamna Geta. O să am rugămintea să dăm televizorul mai încet să ne auzim numai în receptor. Da, da. Mulțumesc. Da, pentru domn doctor Eu, doamna Doamna Copii Dânșilor, doamna Madalina Asistența din la Orezul și prietenile mele. Aveți multe. Da, da. E bine, doamne, dacă aveți prieteni. Da, și doctorițe la Cărbunești. Și doamnei doctor de la Cărbunești, doamna doctor Neamțu, cu tot dragul îi transmit. Da, 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 salutări. Doamna doctor. Da. Da, da. Da, da. Mulțumim de telefon, o seară frumoasă vă dorim și noi în continuare, doamna Geta, și cu drag vă așteptăm și în alte ediții aici, în cadrul emisiunii Tezauri de Folclor la Accent TV. Doamna Livia, vorbeam puțin despre copiii care au avea potențial, dar pe parcursul timpului se pierd din diversi factori, cum a spus și dumneavoastră. Sunt într-adevăr și copii talentați, dar și copii puțin mai talentați. Împinși de părinți de la spate. De părinți și câteodată aceia au puțin mai mult avânt așa și cei buni se pierd. Da. Pierd trenul. Se pierd pentru că factorul principal în acest moment este banul. Și părinții probabil la un moment dat nu mai au surse și clar copiii se pierd. Am câțiva copii care au o situație financiară precară și acum cu tot ce pot și uneori pot, încerc să meargă mai departe. Pentru că este păcat. Sunt din diverse zone ale țării, să zicem, e cineva de la Maramureș, e cineva din Brancea, e cineva din București, neapărat din București, din Giurgiu și cineva din Telorman. Și îmi doresc din toată inima să le fiu alături. Spuneam puțin, sunt copii într-adevăr și buni care ar merita din plin ajutorul nostru, celor care putem să le dăm un așa un avânt și copii care au mai puțin
talent într-ale cântecului, dar eu zic că ar merita cam toți o șansă, pentru că nu se știe niciodată de unde... Șanse au toți copiii în mod egal. Clar, ideea e că, surprinzător sau nu, o să vezi mai departe pe drumul cântecului popular, nu? Că s-a împământenit pe drumul cântecului popular. Este unul nevoios, știm cu toți. Da, dar surpriza va fi că cei talentați vor abandona și cei care au mai puțin talent și totuși au ambiție și au, eu știu, părinți care îi sprijină din spate, o să-i vezi pe micul ecran. Alo, bună seara! Bună seara, domnul Adelin! Să rămână invitatei dumneavoastră. Bună seara! Bună seara. Mă bucur, iată, că am reușit să intru în direct la emisiunea dumneavoastră cu un invitat de seamă, căreia îi port tot respectul, aprecierile și admirația din partea mea. Mulțumesc! Mă bucur că vă place invitatea. La telefon Dănuț Cârdu din Reșița. Nu pot să cred, domnul Dănuț! Vai, vă îmbrățișez cu drag! Doamne, ce surpriză mi-a făcut domnul Dănuț! Doamne, mulțumesc în suflet! Română. Mulțumesc mult, domnul Dănuț. Aș vrea să emisiunea din seara aceasta, fiind o emisiune specială pentru mine, băiatului meu, care peste câteva zile va împlini o frumoasă vârstă. La mulți ani, cu sănătate multă, multă. Familiei mele, la fel și dumneavoastră, tot ce dăruiește Dumnezeu mai bun și mai frumos pe pământ, să vă dăruiască și dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Dănuț. Atât dumneavoastră, doamna Livia, cât și moderatorilor, cât totului, la toată, la toată echipa, la toată echipa de la Accent. Mă scuzați, așa emoții am. De ce, domnul Dănuț? Mă bucur că, iată, vă revăd. Așa un dor să îmi știți... este să ne reîntâlnim. Domnul Dănuț, să știți că și mie mi-era foarte dor să ne revedem în formula aceasta și în această seară chiar am avut norocul și prilejul de a o avea chiar în dreapta mea aici, în cadrul emisiunii Tezaur de Folclor, chiar pe doamna Livia Argintaru. Da, mă bucur, iată, că Dumnezeu a aranjat așa lucrurile, să pot să sun și să pot să cunosc un om deosebit, cum este doamna Livia Argintaru. Mulțumesc din inimă! Încă o dată, română, multă, multă sănătate, succes, împliniri, realizări, cât mai multe cântări și... Doamne ajută, domnul Dănuț! Și restul vin! Doamne ajută! Și la familiei dumneavoastră la fel, încă o dată la mulți ani pentru băiat și mulțumesc din nou, o altă surpriză, tocmai de la Caransebeș. Să rămână, să rămână, să rămână, mulțumesc. Să dea Dumnezeu să ne întâlnim cât de curând. Doamne ajută! O seară excelentă vă dorim și noi de aici, de la Accent, și melodiile următoare vi le dedicăm cu tot dragul, așadar, pentru dumneavoastră, cântece alese aduse în această seară de doamna Livia Argintaru pentru dumneavoastră, chiar acum la Accent TV. Voi copii ce aveți părinți, să învățați să-i prețuiți, mă. Voi copii ce aveți părinți, să învățați să-i prețuiți, mă. Pentru truda ce-au trudit, până mari de v-au făcut. Că și acum dacă trudesc, pentru voi agonisesc. Grijă de voi apasă. Chiar dacă ați plecat de acasă, grijă de voi apasă. Dacă aveți ce mânca și cu ce vă îmbrăca, voi și mari dacă ați fi, pentru ei sunteți copii.
sărbătorii vă așteaptă, să le mai bateți prin poartă. Iar de sărbătorii vă așteaptă, să le mai bateți prin poartă. Să mai stați cu ei la masă, să vă mai dea de prin casă. Cu grija voastră rămân până la ultimul drum. Să mai stați cu ei la masă, să vă mai dea de prin casă. Cu grija voastră rămân până la sfârșit de drum. Jos în valela dismana, tu mi-ai furat inimioara. Jos în valela dismana, tu mi-ai furat inimioara. M-ai dus neică la fântână și mi-ai dat apă din mână. Eu aș bea apă neicuță de la tine din guriță. Și-am să mă ur de dorul tău. Mi-era sete nehic al mieu și-am să mă ur de dorul tău. Atunci când ești lângă mine, sunt fericită pe lume. Că dragoste-i rea și bună, inima nu-mi o alină. Dulce mai e dragostea când mă iubește neica. Seara când e lună plină, sufletul e mi-l alină. În miros de fântosit, ce mai vreme de iubit. Seara când e lună plină, sufletul e mi-l alină. În miros de fântosit, ce mai vreme de iubit.
este singura apă extraordinară din România. Avem 60% din izvoarele Europei. Izvoare cu apă folosită terapeutic de acum 1600 de ani. Exportam apă la Constantinopol acum 800 de ani. Ape extrase de la sute de metri adâncime. Ape ce izvorăsc din păduri virgine sau ape premiate internațional. Avem și cea mai pură apă minerală din lume, iar apele din România continuă să se întreacă între ele. Încearcă noul izvor Aqua Carpatica, la fel de pur și cu gust unic datorat concentrației speciale de săruri. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesionist. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Denisa și Marius Logistic vă oferă servicii de logistică, depozitare, transport mărfuri generale și agabaritice. Denisa și Marius Logistic. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada 23 August, numărul 77C. Relații la telefon 0764 647 249. Cabinet veterinar Vulchivet Târgu Jiu oferă servicii medicale și teste rapide plus tratament laborios împotriva unor boli și viruși la toate speciile de animale. Dresaj canin, hrană pentru animale și diete veterinare, ecografie 3D și 4D, intervenții chirurgicale. Cabinet Vulchivet Târgu Jiu, strada Lungilor numărul 84, Dr. Milcu Bogdan, telefon 0764 052 073.
Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, universitate de stat acreditată instituțional, organizează concurs de admitere studii universitare de licență și masterat admitere 2021-2022 la următoarele facultăți: Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, precum și înscrieri la departamentul pentru pregătirea personalului didactic. Perioada de înscriere 8-23 iulie 2021, la sediul Universității din Târgu Jiu, strada Republicii, numărul 1, cât și online pe site-ul www.utgjiu.ro. Universitatea Constantin Brâncuș. Învățăm împreună, pregătim cariere împreună.
doctorule, că am strâns seară de seară, dorule, mult venin în inimioară, dorule. Dragii mei, cântece alese aduse în această seară de invitata mea, doamna Livia Argintaru, și să știți și dragilor că puteți intra în legătură directă cu noi, dar cu invitata mea în special, doamna Livia, dacă apelați numărul de telefon 0353414410, numărul afișat pe ecran. Doamna Livia, melodii care pur și simplu te emoționează, melodii care ajung acolo unde trebuie, la sufletul românului. Da, eu îmi doresc să ajungă. Foarte multe dintre ele probabil au ajuns la sufletele oamenilor, pentru că îmi amintesc de aceste cântece mereu când mă văd, în special Doamnele cu norocul, cu așa, și sunt cântece la care eu țin foarte mult, enorm de mult. Sunt cântece foarte, foarte ascultate de telespectatorii noștri și, bineînțeles, vă cunosc repertoriul dumneavoastră, de aceea sună în continuare. Alo, bună seara! Alo! Alo, bună seara! Salut, mâna! Cu cine stăm de vorbă și de unde ne sunați? Mă numesc Rodica din Rovinări și vreau să vă spun că pe Livia am văzut-o prima dată cântând în anfiteatrul Liceului Pedagogic din Târgu Jiu. Am fost colegă de clasă. Nu pot să cred. S-a cântat un cântec cu Aurelu Mami, care m-a impresionat. M-a impresionat foarte mult. Vă ascultăm. Și deci vreau să-i spun că n-a... Mă bucur că o revăd. Și dacă vrea vreodată să discutăm, să ne amintim, să depănăm amintim, așa, să mă sune, să ia numărul. Păi lăsați numărul de telefon în regie și fiți convinsă că o să vă deranjez cu un telefon, să ne vedem, să văd cum mai arăți. Sunt foarte curioasă. Eu, Livia, sunt Rodica Niță, de la Licurii. Da, știu acum. Știu despre cine e vorba. Și sper că ți-amintești că de multe ori îi spuneam unei colege de ale noastre să nu mai cânte, că ea cântă prost, pe cuvânt de onoare. Da. Și ea îmi spunea, da, păi cântă tu, păi mie mi-era rușine să cânt, dar tu cânti prost. Și că... Da, deci acolo te-am văzut prima dată, că te-am auzit cântând prima dată și am rămas așa impresionată și de atunci atât. Mulțumesc! Lasă numărul de telefon în regie, te rog frumos, și am să te sun, bine? Da. Mulțumesc bine, pentru telefon, da. Rodica. Vedeți, doamna Livia, sunteți o artistă iubită de publicul nostru larg. Hai să știi, mai că știu acum. Este pur adevăr. Adeline, fii atent. Fiecare avem fanii locul noștri. Nu semnează că pe mine mă iubesc 100% sau pe tine 100%. 30% dacă mă iubesc, pentru mine este suficient. Înțelegi? Pentru că nu pot să fiu iubită de toată lumea, că nu am cum. La fel și tu. Și toți interpreții ar trebui să înțeleagă acest lucru. Că fiecare avem porțiunea noastră... De bine și de rău. Exact. Că încercăm noi să fim pe placul tuturor, da, dar nu reușim tot timpul. Dar măcar și ne încercăm. Cerem scuze, da, noi facem eforturi. Acum nu pot să fiu supărată pe cineva care te iubește pe tine sau iubește pe Niculina sau iubește pe Petrică sau nu. Fiecare iubit exact. Pe ceea ce face, pe munca absolut lui și, pe, în primul rând, pe voce. Bineînțeles că dacă da, nu ai ceva aici și să vii în fața publicului, e normal. Da, e adevărat. Nu are ce să, publicul ce să... Ce să aleagă ce până la urmă și te marginalizează.
Mai avem un apel telefonic. Alo, bună seara! Bună seara! Trăit! Bună seara! E Juan Daniel de la Sicelu. Da? Vă ascultăm! Așa, pentru Ungurean, Santel Ungurean, o delicată special. Este ziua dumnealui sau ce? Santel Ungurean. Da, orice muzică. Da. Toate, toate melodiile, doamna Livia Argintaru, cu drag vi le dedicăm și dumneavoastră. Doamna Livia, ce au spus părinții atunci când le-ați dat vestea că dumneavoastră vreți să urmați o carieră în muzica populară? Te rog, știu că erau... Nici nu vreau să-mi aduc aminte ce ravagii am, sau ceartă am primit de la mama mea, care nu era de acord, mama fiind secretară de partid și... Asta e, erau vremurile care erau. Tata tot timpul mi-a ținut parte și a fost de acord cu acest lucru, dar mama să nu fie auzit sub nicio formă de așa ceva. Sub nicio formă, nu vreau să mă exprim, o să spun în particular ce mi-a spus, dar eu am tăcut din gură, au ieșit la pensie, eu am abandonat, lucram în învățământ și am trecut în partea muzicală. Cam așa s-au derulat lucrurile. De-a lungul anilor ați întâmpinat așa greutăți, vi s-au mai pus piedici aici colo? Pentru foarte că se multe. Mai practică în ziua de astăzi. Și... Sigur că da, am avut, dar am avut tăria și am trecut peste ele. Sau la un moment dat, ca să zic așa, realizatorii au văzut și n-au mai luat în seamă și am fost invitată. Adică sunt un produs al televiziunii române până la urmă. Acolo am debutat prima dată. Trebuie să fii și puțin motivat să mergi mai departe, pentru Absolut. Că dacă clachezi, pur și simplu te-ai pierdut singur. Singur te pierzi, sigur. Alo, bună seara! Alo! Nu cred că ne auzi. Bună seara! Alo, alo! Bună seara, vă ascultăm, cu cine stăm de vorbă? Bună seara, domnul Alin, dumneavoastră, și bună seara la doamna Livia Vintaru. Bună seara, doamnă! Vă spun din partea mea, sunt din Severin. Așa, doamnă. Vă ascult, am locuit la Severin, vă rog. Am vrut să vă felicit. Să vă spun multă sănătate dumneavoastră. Mulțumesc. La copiii dumneavoastră. Mulțumesc. Pentru că m-a impresionat foarte mult povestea noastră de mari seara de, de la doamna Livia. Sub lupă, mai precis. Da, da. Da, da. O puteți vedea în reluare și sâmbătă de dimineață la ora 9. Da, de la cap la coadă. Și m-a impresionat teribil de mult. Da. Vă spun multă, multă sănătate. Mulțumesc din suflet, doamnă. Și să nu vă pierdeți speranța. Nu, niciodată. Iar dumneavoastră, domnul Alin, tot țineți tot așa cu emisiunile. Mulțumesc mult. Să ne aduceți cântăreți foarte valoroși. Că noi avem, Oltenia noastră e bogată. Vă pup pe toți severinenii, am locuit acolo. Vă îmbrățișez cu tot dragul. O seară excelentă vă dorim și noi în continuare să aveți alături de cei dragi dumneavoastră. Doamna Livia, spuneam puțin mai devreme despre percepția părinților atunci când au aflat că dumneavoastră vreți să urmați o carieră, pentru că și în ziua de azi se mai practică aceste... Cred că mai rar, Adelin. Mai rut, există dar cazuri. Încă mai există cazuri. Dar... Dacă te duci și te faci cântăreață, se întâmplă o minune alte foarte minuni. Mare. Nu. Nu, nu este așa. Depinde acum de firea fiecăruia, depinde de educația fiecăruia. În primul rând, familia trebuie să te susțină. Să te susțină puțin, pentru că da. Dacă ei nu sunt persoanele care trebuie să te susțină... Măi, Adelin, dar nu m-a susținut familia deloc. Mi-amintesc că venea săracul maestru Marin Ghiocel și explica mamei mele. Doamna Marieta, vă rog eu frumos, ajutați-o pe Livia la primul album, că trebuie iau bani. Ajutați-o pe Livia, că e singură, 3 copii, să fac și un album. Și mă zbăteam... va fi de carieră, va fi așa. Nu, nu discut, mama, nici nu vreau să aud nu știu ce. Până la urmă s-a dus la tata. Domnul Argintaru, poate înțelegeți, da. I-a zis tata, sigur că o ajut să-mi spuneți, maestre, că trebuie să vă dau. Dădusem o parte din bani, dar nu erau suficienți ca să acopăr să putem să poată să scoată pe piață albumul. Și atunci tatăl meu săracu de fiecare dată m-a sprijinit, nu că m-ar fi sprijinit nici mama, dar tata a luat inițiativa de fiecare dată. Mai prompt așa și la da, m-a sprijinit foarte mult și m-a înțeles enorm de mult.
Știu că dumneavoastră aveți băieți. Da? Și-au dorit să urmeze o carieră în muzică sau? Măi, Adelin, hai să spun acum, să știi că toți trei cântă. Toți trei cântă frumos, au ureche muzicală, dar, sinceră să fiu, m-ar fi durut sufletul, subliniez, dacă ei și alegeau o carieră în muzică. De ce? Pentru că este foarte obositor, în primul rând, foarte obositor. Ca să fac o paranteză, de la această oboseală acumulată în ani, m-am ales și eu cu o boală la inimă. Asta e numai din nopțile pierdute, stres, eu știu, nu m-am alimentat corespunzător și la timp. Pentru că și, dacă muncim da, atât, dar, alergăm dintr-o parte într-un fel sau altul, băiatul meu cel mare are legătură cu folclorul, iubește foarte mult folclorul și chiar cu folclorul se ocupă. Ceilalți doi nu. Le place, dar nu. Doar ascultă. Da. Dar nu și, nu. Și cântă. Nu. Nu și-au dorit niciodată să facă o carieră din asta. Nu, nici vorba. Nu. Nici nu eram de acord. Adică i-am lăsat în pace, n-am pistonat, hai să cântăm, hai să facem. Nu. Dumneavoastră ați crezut așa că o să ajungeți la un nivel la care în momentul de față putem spune că dumneavoastră l-ați atins acel apogeu al carierei dumneavoastră, pentru că Livia Argintaru este un nume în muzica românească. Adelin, fii atent. Eu sunt mulțumită cu ceea ce am realizat. Ideea e că, la un moment dat, eu am lăsat cântecul pe planul 2. De ce? Pentru că lucram în radio și în televiziune și eram preocupată mult mai mult ca emisiunile mele să fie ok. Invitam ca și tine artiști și încercam să fac. Eu eram mereu pe planul 2. Aici a fost o greșeală de-a mea, ceea ce te învăț și pe tine să nu faci această greșeală. Dar mi-am dat seama că primeam telefoane și în particular, doamna Lidia, haideți să cântați, eram solicitată la diverse evenimente, la spectacole, la nunți, la, eu știu, evenimentul din viața fiecăruia și am constatat că era ok, dar partea asta că am abandonat-o nu este bine și te sfătuiesc să ai grijă. Și trebuie să fie undeva la jumătate-jumătate, exact. Să combini și exact, una și alta ca exact, să, da. Să nu te pierzi. Da, dar până acum eu sunt extrem de mulțumită. Dacă am spus extrem de mulțumită cu ceea ce am realizat. Înseamnă că e un lucru bun. Da, da, sunt mulțumită. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! De la Caransebeș vă deranjează Casian. Casian, iubirea mea, ce faci, măi, Casian? Bine, să rog la doamna Livia. Te pup! E un băiețel, cântă la instrument, la saxofon, dar cântă și vocal, este nemaipomenit, este la o vârstă fragedă, în schimb are părinții, care într-adevăr îl susțin foarte tare și au pe cine și va fi de carieră, vei fi de carieră, Casian. O să-l cunoaște și mai cât de curând. Da, da, da. Te pup, Casian, mulțumesc pentru telefon, vă pup. O seară frumoasă în continuare. Doamna Livia, care credeți dumneavoastră că este cheia succesului de a pătrunde în muzica populară, de a ajunge la un nivel mult mai mare decât, nu știu, decât un artist? Adelin, hai să spun acum. Trebuie un pic de răbdare. Dacă ești timid, nu faci nimic. Îți trebuie un pic de tupeu. Tupeu diplomat. Și frumos. Da? Și frumos. Să fii serios, seriozitate, răbdare și cam asta. Și de ce nu chiar să muncești pentru, că o faci pentru tine, în primul rând. Munca asta tu va trebui să o dăruiești publicului, da? Asta că, cred că ar fi cele trei. Și dacă începi să mergi la o filmare, începi să înregistrezi, apoi ține-te de ele. Dacă nu, abandonează și fă altceva. Exact. Întotdeauna e loc de mai bine dacă exact. Nu faci ceea ce faci din suflet. Nu cred că niciodată vei excela în acel domeniu dacă nu-ți place ceea ce faci cu adevărat, să iubești ceea ce faci, să te duci cu drag. Pasiunea să fie maxim. Ei da, în continuare, dragii mei, mergem cu cântec alături de doamna Livia Argintaru și, bineînțeles, noi vă așteptăm în continuare alături în direct la numărul de telefon afișat pe ecran, așadar pentru dumneavoastră cântă și ne cântă în aceste momente doamna Livia Argintaru. Muzica.
e verde, m-a tostat de trisile, s-a cântat și tot bolesc pentru un pui care-l iubesc, pentru un pui care-l iubesc, dorule, dorule, nu pot să mă odihnesc, dorule, dorule, dor, dor și ador, ia-mă-n brață, frișor, ia-mă-n brață, strânge-mă și cu foc sărută-mă. Penica, adu-l dorule diseară, să vin ține-ai inimioară, să-i dau să mănânce bine, dorule, dorule, să mă iubească pe mine, dorule, dorule, dor, dor și ador, ia-mă-n brață, puișor, ia-mă-n brață, strânge-mă și cu foc sărută-mă. Și mă duce și mă poartă pe unde iubeam odată. Dragoste de ce jrea, dorule, dorule, te-ai pus la inima mea, dorule, dorule, și te-ai pus cu jurământ, dorule, dorule, vrei să mă bagi în pământ, dorule, dorule, dor, dor și ardor, ia-mă-n brață, puișor, și cu foc sărută-mă, dor, dor și ador, ia-mă-n brață, puișor, ia-mă-n brață, strânge-mă și cu foc sărută-mă. Nu este singura apă extraordinară din România. Avem 60% din izvoarele Europei. Izvoare cu apă folosită terapeutic de acum 1600 de ani. Exportam apă la Constantinopol acum 800 de ani. Ape extrase de la sute de metri adâncime. Ape ce izvorăsc din păduri virgine sau ape premiate internațional. Avem și cea mai pură apă minerală din lume, iar apele din România continuă să se întreacă între ele. Încearcă noul izvor Aqua Carpatica, la fel de pur și cu gust unic datorat concentrației speciale de săruri. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Denisa și Marius Logistic vă oferă servicii de logistică, depozitare, transport mărfuri generale și agabaritice. Denisa și Marius Logistic. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada 23 august, numărul 77C. Relații la telefon 0764 647 249. Cabinet veterinar Vulchivet Târgu Jiu oferă servicii medicale și teste rapide plus tratament laborios împotriva unor boli și virus la toate speciile de animale. Dresaj canin, hrană pentru animale și diete veterinare, ecografie 3D și 4D, intervenții chirurgicale. Cabinet Vulchivet Târgu Jiu, strada Lungilor numărul 84, Dr. Milcu Bogdan, telefon 0764 052 073.
Dacă vrei să fii în trend, ai nevoie de o tunsoare pe măsură, de barbă îngrijită și de un stil personal. Frizeria Campionilor, Bairelu, te așteaptă cu servicii pentru păr și barbă folosind o combinație de tuns, tehnici de aranjare a părului, vopsit barbă, ras și bărbierit. Frizeria Campionilor, Bairelu, stil, implicare pentru client și cele mai bune prețuri. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Tudor Vladimirescu, numărul 115, vis-a-vis de prefectură și la telefon 0784 520 847. Știm că a fost greu să stai acasă, dar ai reușit. Nu o să-ți spunem că va fi mai simplu de acum încolo, pentru că nu știm. Ce știm e că nu o să ne oprim. Nici noi, nici tu. Depinde de noi toți să mergem mai departe. Fan Courier. Livrăm în continuare, oriunde, cu plăcere. Intră pe nuneoprim.ro și vezi cum putem avea grijă unii de alții. Yeah.
iubită Marie. Spune-i că l-aștept să fie motrule, de nu mi-l duci, mă. Dragilor, tot cu cântec și tot alături de invitata mea din această seară, doamna Livia Gintaru, ne-am întors alături de dumneavoastră aici la Accent TV, în cadrul emisiunii Tezauri de Folclor. Și doamna Livia, vreau să vă felicit pentru că dumneavoastră ați luat în repertoriul dumneavoastră melodie și de la regretata Maria Apostol și pe mine chiar m-a bucurat acest lucru și să știți că mi-a dat așa un vibe mult mai bun. Da, chiar povesteam. Da, povesteam mai devreme faptul că la început am avut așa zise piedici pentru că se spunea că imit pe Maria Apostol. Încercările au fost Maria Lătărețu, Maria Apostol, Filoftea Lăcătu și eram Livia Argintaru până la urmă. Undeva da? Între cele trei. Între cele trei, exact, pentru că această glotă gorjenească am moștenit-o. Iar eu mă recunoșteam ca solistă, neimitând pe nimeni, în momentul în care am apărut cu compact discurile și atunci s-a văzut că în cântecele mele personale persistă această glotă. Și atunci n-a mai fost problemă de imitație. E ceva de la mama natură, da, care da, așa m-am născut eu. Nu vă poate lua, pentru da. Că v-ați născut puțin diferită. Puțin, cu glota gorjenească. Cu mai mult noroc. Cu un pic de noroc. Cântați dumneavoastră melodiile dumneavoastră de noroc. Ați avut un noroc mult mai... Da, m-am gândit și la acest aspect. Mi-a dat Dumnezeu noroc în ceea ce privește profesia, dar pe plan secund, familial, ca așa îi zic, secund, nu mi-a dat deloc noroc. Ce credeți dumneavoastră sau ce v-ați dorit să faceți altceva tot așa de bine dacă nu mergeați pe partea cântecului popular? Ce alt domeniu ați fi vrut să bateți așa la pas dacă nu era muzica? În ce domeniu ați fi mers? Cred că în justiție. V-a plăcut așa dreptatea? Mai regist așa, mai nu știu cum să spun, da. Cred. Deși sunt o fire mai romantică, mai vizătoare, înțelegi? Dar cred că am observat eu în timp că
E mai bine așa să fii mai legist. Întotdeauna e mai bine. Să spui lucrurile pe nume, exact. Pentru că atunci... Să ai curajul de a spune lucrurilor pe nume. Întotdeauna e cel mai important, să ai curaj de a spune lucrurilor păi pe da, nume. Păi da, dar deranjează nu, când spui. Nu în spate. Exact. Mai... Nu. Eu sunt omul care spun ceea ce mă doare personal, nu altfel, nu în alt mod. Ce vă caracterizează pe dumneavoastră cel mai bine în viață? Care este o caracterizare așa a omului? Livia Argintaru, nu artistei Livia Argintaru. Deși mi s-a transmis că sunt un om puternic, nu sunt dragii mei, asta este de fațadă. Sunt un om care, să zicem, în acest moment plâng și plâng toată noaptea, iar dimineața mă trezesc și spun că este o nouă zi și mergem mai departe, găsim soluții. Ce mă caracterizează pe mine? Nu știu ce aș putea spune că m-ar caracteriza în acest moment. Cred că sunt miloasă, nu știu. Sensibilă, foarte sensibilă, nu știu. La momentul în care vorbim, Livia Argintaru, omul Livia Argintaru este un om împlinit pe toate planurile? Nu, nici vorbă. Pe plan profesional, da. Pe plan familial, ba. Undeva am greșit și nu știu unde, în ceea ce privește planul familial. Și ați vrea să... Nu mai vreau nimic, dragii mei, nu vreau să îndrept nimic, rămâne situația așa cum e. Să fim sănătoși. Vreau în acest moment să mai preluăm un ultim apel telefonic. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara, domnul Adelin, sărunile doamna Livia Argintaru. Bună seara! Felicitări, domnule Adelin, pentru această frumoasă emisiune. Mulțumesc. Și pentru aceste frumoase melodii gorjenești interpretate de o interpretă de fruntea Gorjului, mă refer la doamna Livia Argintaru. Mulțumesc! Multă sănătate și s-o duceți tot așa, pentru că ceea ce faceți dumneavoastră pe aveți emoții. În plan profesional. În plan profesional este foarte bine și dumneavoastră sunteți o interpretă de frunte a folclorului gorjenesc, a folclorului gorjenesc autentic. La CNTV și la Radio Accent se ascultă într-adevăr muzica autentică gorjenească. Așa este, aveți dreptate. Acel parfum deosebit al lăutarilor de Gorj. Da, așa este. Să știți că întotdeauna ne-am dorit să venim în atenția dumneavoastră cu interpreții. Mă numesc Burcea Cristian din Drobeta, Turnul Severin. Mulțumim, domnul Burcea, mulțumim mult. Întotdeauna ne-am dorit să aducem în atenția dumneavoastră interpreții dumneavoastră dragi și îndrăgiți de dumneavoastră și iubiți. Și totodată cântecele dumnealor, pentru că de aceea sunt făcute pentru public, nu pentru noi să le ținem pentru noi. Doamna Livia, ați schimbat ceva la dumneavoastră în momentul Nimic. De față? Nu. Aș schimba timiditatea care am avut-o la început. Sau asta era educația care o primisem eu de la părinții mei de acasă, ceea ce nu mi-a prit deloc, pentru că nu știam să mă apăr de răutățile care, sau săgețile care mă atacau. Aici, da, aș schimba acest Probabil lucru la, și... la momentul de față... Sau nu eram sigură pe mine, Ade. Scuză-mă că te întrerup. La momentul oportun, probabil că nici nu realizați în mare parte săgețile din ce parte vin și cum vin. Veneau din multe părți, înțelegi? Pentru că eram bombardată. Dar eram nedumerită. De ce mi se întâmplă? Da, de ce? N-am făcut rău la nimeni. De ce mi se întâmplă mie așa ceva? În sfârșit am priceput un pic mai târziu de ce și... Nu m-a afectat foarte mult. La vremea respectivă, da, m-a afectat. Da. A fost de moment. Da, bineînțeles, mai târziu nu. Cam știut eu cum să îndrept săgețile apoi. Ei, da, să știți, doamna Livia, că cei frumos ține întotdeauna știu, puțin, știu cu pași foarte repezi am ajuns și la finalul acestei ediții. M-am simțit extraordinar alături de tine. Noi ne întâlnim frecvent. O să-ți doresc din toată inima să ai un drum plin de succes în ceea ce privește și cântecul popular. Mulțumesc. Și ca moderator din tot sufletul. Să fii sănătos și cel mai vrea bunul Dumnezeu. Asemenea și din partea mea pentru dumneavoastră, dar și pentru publicul care ne urmărește în acest moment la Accent TV. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Încă o dată mulțumesc. Și cu drag să știți că porțile noastre sunt deschise ori de da, câte știu. Ori e dorit să veniți aici alături de noi. Cu drag. Iar dumneavoastră, dragilor, nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc că ne-ați fost alături și în această seară și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare cu alți artiști și alte cântece pe placul dumneavoastră. Așadar, rămâneți în continuare alături de cântecele doamnei Livia Argintaru. Seară faină!
Ar să te-am făcut făgui la boala ta petrecui.
mi-a însoțit prin vremi mereu, sufletul să ni-l dezmierde, și la bine și la greu, vechiul nostru foaie verde. Emisiunea Tezauri de Folclor își propune să transmită nealterat folclorul românesc generațiilor de azi și de mâine. Pentru că folclorul, dragii mei, este piatra de temelie a neamului românesc.